Ia uitați aici. Salutare lume! Astăzi am să vă prezint acest amplificator, mai exact este defect. Așa, deci eu am făcut rost de el, am fost la un băiat și am făcut schimb cu un amplificator, mai exact amplificatorul ăla Carbridge Audio. Așa, l-am schimbat cu ăsta, amplificatorul l-am dat funcțional, totuși amplificatorul ăsta l-am primit defect, să spun așa. Problema lui este că pornești și se oprește. Așa, deci uitați și voi ce chestii are pe el. Așa, mai are ceva aici deasupra. Uitați aici. Deci este un amplificator cu 4 canale. Așa, am văzut aici la siguranță, totuși am observat ceva că două siguranțe sunt arse și două sunt bune. Uitați și voi, astea două sunt bune, dar astea sunt arse. Așa, deci dacă scot unul afară, să zic, uitați și voi ce e aici. Așa, să zic, dacă îl scot și pe al doilea, uitați aici ce e făcut. Dacă îl scot pe al treilea, deci asta e bună, să spun așa. Acum am să o desfac. Uitați așa, uitați ce scrie pe etichetă, deci cam așa arată înăuntru. Eu oricum am desfăcut-o înainte și m-am uitat așa după defect și am observat aici o chestie, așa, deci uitați aici, au avut problema asta cu cablajul, s-a rupt cablajul între pinii ăștia doi, aici este o diodă care este în scurt. Deci eu am conectat altă diodă în locul ei și acum funcționează, doar că trebuie să o montez pe placă. Mă gândesc că dioda aia s-a ars din cauza că firele au fost pus invers. Așa, deci acum am să disfac placa asta deasupra. Deci până la urmă am demontat plăcile astea. Așa, uitați și voi aici partea de comandă. Deci are un ventilator, are niște potențiometri, are un motoraș aici. Are ventilatoarele astea, două ventilatoare aici și cu ăsta trei.
uitați și partea de semnal, deci aici pe unde intră semnalul, deci cam astea sunt piesele. Are un integrat 2060. Le are pe astea, niște operaționale. Se vede că toți condensatorii de la Elna. Cam așa arată pe Verso. Cam așa arată placa de putere. Uitați, deci sunt două surse invertoare care ridică tensiunea. Acum nu știu la până la cât ridică, dar am să fac niște măsurători după. Așa, deci când am să măsor cu osciloscopul, am să măsor și curentul. Deci, după cum se poate vedea, este un montaj clasic în clasa AB. Uitați aici tranzistorii finali. Uitați și tranzistorii de pe sursă. Deci are cu MOSFET-i. Deci cum e pe o parte și pe cealaltă parte. Deci sunt două părți egale. Aici pe placă se vede că are condensator tot de la Elna, ăștia de filtraj. Uitați, deci pentru audio Elna 42V, 4700 de micro. Deci probabil că are curent undeva la 2x35V. Uitați tranzistorii de preamplificare. Deci aici toți sunt 2SC945. Deci și 2SA992. Aici tranzistorii driver sunt niște 2SA965 cu 2SC2235. Cam majoritatea tranzistorilor sunt la fel. Aici pe partea de intrare, da, la prima vedere, totuși nu pare chiar cine știe ce, dar măcar e făcut cu piese bune. Se vede că este un cablaj dublu cu două straturi. Are cablajul și pe o parte și pe cealaltă. Aici are integratul ăsta, e circuitul de comutații care, după cum se poate vedea, este numai unul singur, deci sursele astea două folosesc un singur circuit de comutație. Uitați cum este. E fain, totuși are profilul ăsta de aluminiu, aici vedeți și voi. Profil tip L. Deci profilul ăsta este suficient de mare încât să poți monta niște tranzistori cu capsulă TO3 și totuși la cât e de lung chiar am să-l măsor. Deci are 270 mm. Deci e numai bun ca să pui 4 final cu capsulă TO3. Totuși sunetul pe care îl produci nu e ceva wow, ca să spun așa, deci aș putea să-l dezmembrez pentru piese, amplificatorul ăsta. Oricum putere mare nu are, cred că are undeva la 80W pe canal și în punte probabil ajunge la 150. Dar dacă alimentarea este undeva la 35V simetric, atunci e posibil să nu ajungă chiar la 150, ci la 100W în punte. Dar asta o să vedeți și voi, că oricum am să pun osciloscopul și am să fac niște măsurători. Uitați tranzistorii finale aici, deci am găsit data și tu. Deci se poate vedea că capsula are undeva la 125W. Deci asta ar însemna undeva la vreo 80W pe canal. Dar na, la 35V e cam puțin. Dar asta o să vedem pe osciloscop. Deci tensiunea de alimentare este destul de mare, 150V pe capsulă. Deci se poate realiza un alt amplificator cu tranzistorii ăștia, să spun așa, undeva tot la puterea asta. Sau să spun așa, ceva de putere mai mare și cu o tensiune de alimentare mai mare, undeva la 2x70V. Aici scrie și factorul beta. Deci tranzistorii care sunt pe placă sunt versiunea cu P, unde aici arată că P-ul e între 70 și 140. Uitați ce este sub această protecție. Deci este circuitul ăsta integrat de aici, care face partea de comandă.
Deci am măsurat toate diodele și diodele sunt bune, mai puțin asta de aici. Așa, asta am să o dizlipesc și am să o pun pe asta la altă de aici. Uitați, deci am înlocuit dioda. Uitați, deci e arsă. Uitați cum arată noua diodă pusă pe cablaj. M-am mai uitat așa pe placă pe aici și am văzut că totul este în regulă. Așa, deci nu are nicio problemă, nu are niciun condensator umflat, nu are nicio negreală. Uitați și rezistențele de putere, 0,1 ohmi. Condensatorii ăștia sunt de 3900 de microfarads pe 16 volți, deci are 4 bucăți. Până la urmă am conectat această stație la calculator și la box. Uitați, deci am pus o boxă din asta mare. Așa, uitați intrarea, volumul am reglat la jumătate. Acum am să pun piesa. Deci cam așa se aude, oricum ambele canale sunt funcționale, deci el acum e în regimul punti, așa după cum puteți vedea. Eu am făcut proba și pe AU și funcționează la fel. Acum am conectat rezistența de sarcină la amplificator, l-am conectat pe un singur canal, simplu, deci am conectat și oscilloscopul, am conectat și intrarea de la generatorul de semnal. Acum am să-i dau play. Așa, deci volumul este setat la jumătate pe amplificator. Restul din volum am să-l dau din generatorul de semnal. Uitați, deci urcă bine, să spun așa. Deja au ajuns la distorsiuni, deci are aproape, hai să zicem, 18 volți RMS. Acum să setez aparatul și am să măsor tensiunea pe o singură ramură. Uite așa, deci uitați cu cât rămâne, 29 de volți. Așa, oricum 29 de volți are și pe partea asta la altă. Deci văd că merge în continuu. Puterea nu este chiar foarte mare, să zicem că dacă ar fi să-l alimentezi de la mașină cu aia 14 V, cel mai probabil ar ține mai bine voltajul pe partea de alimentare. Dar acum momentan îl alimentez dintr-o baterie de 100 de amperi. O baterie simplă de mașină. Rezistența începe să frigă. Deci, până la urmă, astea două surse care sunt comandate de un singur integrat, ele de fapt lucrează împreună din cauza că pe un transformator are o singură ieșire cu doi condensatori și pe celălalt la fel și condensatorii sunt puși în paralel. Are puntea de diode. Deci, cum ar veni punte dublă cu T2 condensatori.
Era mai faină stația asta dacă ar fi fost pe un singur canal cu 8 tranzistori decât cu 4 canale. Deci acum am să opresc testul. Și acum l-am conectat în punte. Așa am să folosesc multimetru ca să arăt cam la ce tensiune ajunge. Pentru că cu osciloscopul nu poți să arăt decât jumătate. Așa că multimetru am să vă arăt tensiunea totală. Deci acum l-am dat la capacitate maximă, uitați tensiunea totală pe ieșire, deci ajungem aproape la 32 de volți, exact cu cât este și alimentat. Deja au început să încălzească, dar ventilatoarele încă nu au pornit. Rezistența s-a încins foarte tare, încă a început să miroasă. Uitați tensiunea de la baterie, deci a scăzut la 10,8 V, de la 12,4 V. Am oprit testul deoarece a început să miroasă prea tare rezistența asta și nu i-am pus răcirea. Așa, deci ventilatorul este oprit. Deci totuși după cum arată testul, a zice că ajunge undeva la dublu, deci dacă el funcționează cu 18 V RMS, asta ar însemna undeva la vreo 36 de volți RMS sau hai să nu zic 36, undeva la vreo 30 de volți, pentru că aparatul ăsta de măsură nu indică exact ce indică și oscilloscopul, indică ceva mai mult. Uitați căderea de tensiune în regim punte, deci tensiunea cade și mai tare de atât, dar asta e din cauza bateriei. Deci aici în fața amplificatorului, uitați, deci pe ăsta bâlpâie aici, deci unii scrie aici baterie slabă, asta e și normal din cauza că curentul a scăzut foarte tare. Mare funcția asta BMS, dar nu știu exact ce face, ca să vă spun. Aici are partea cu protecție, aici se aprinde când odată cu ventilatoarele, na, el așa scrie. Și pe butonul ăsta dacă apăs, ia uitați aici, motorașul are ventilatorul ăsta, bănuiesc că în momentul când se supraîncălzește capacul ăsta acționează singur și are reglajele pentru bas, partea A, partea B, deci el acum s-a închis singur, dacă stă prea mult deschis se trage înapoi. Uitați pe unde vine remote-ul, pe partea asta. Așa, deci, na, cam ăsta e amplificatorul. Deci cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.